și să lăudăm pe El și să venim înaintea Lui. Atunci când intrăm în prezența Lui și nu... Foarte rar atunci când vine vorba de închinare. Foarte rar este. Nu mă gândesc la Isaia 6. Și când mă gândesc la Isaia 6, mă gândesc la acest profet al lui Dumnezeu, Isaia, care intră în prezența lui Dumnezeu și intrând în prezența lui Dumnezeu, este transformat și se închină. Închinarea nu vine înainte. Închinarea nu este o forțare a mea sau a noastră în a-L aduce pe Dumnezeu. Închinarea este un răspuns a cine este Dumnezeu, la cine este Dumnezeu și ceea ce face Dumnezeu. Așa că vă invit să intrăm în prezența lui Dumnezeu, să lăsăm pe El, dar să ne arate calea, să ne arate drumul. Prima cântare pe care o să o cântăm este una dintre cântările frumoase care îmi plac și spune, m-a aflat păstorul. Și atunci vreau să vă citesc din Psalmul 23. Vă invit să vă ridicați. Să citim împreună. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog să o deschideți dacă puteți. Dacă aveți în format electronic pe telefon, puteți să deschideți pe telefon. În orice format ați avea, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură și haideți să citim Psalmul 23. Okay. Și apoi să începem să cântăm cântarea aceasta. M-a aflat păstorul. Psalmul 23 spune așa, Psalmul lui David. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă culcă în pășun verzi și mă conduce la ape odihnitoare. Îmi înviorează sufletul și mă călăuzește pe cărări drepte datorită numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de rău. Căci Tu ești cu mine, nuiagua și toiagul Tău mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața dușmanilor mei, îmi mungi capul cu un de lemn și cupa mea este atât de plină. Într-adevăr, bunătatea și credincioșia mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului cât vor dăinui zilele. Doamne, Tu ești păstorul nostru, cel bun. Tu ești, Doamne, adăpostul nostru. Tu ești răscumpărătorul nostru. Tu ești creatorul nostru. Tu ești Tatăl nostru. Tu L-ai dat pe Hristos să moară pentru noi. Tu L-ai dat pe Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre, ca să fie ispășire pentru păcatele noastre. Dragoste mai mare de atât nu există. Și învățăm de la Tine lucrul acesta. Învățăm faptul că Tu ne-ai iubit mai înainte, ca noi să Te iubim mai înainte pe Tine. Vrem să intrăm în prezența Ta, Doamne, să ne închinăm Ție și să Te glorificăm.
sunt pe tine. Doamne, pune-mi reflectoarele pe tine seara asta, pentru că tu, singurul, tu ești sfânt, Doamne, și tu ești vrednic. Și tu meriți toată lauda noastră. Tu meriți toată cinstea noastră. Tu meriți toată onoarea noastră, Doamne, de aceea vrei să te laudăm pe tine în acest loc, Doamne. Să ridicăm glasurile, Doamne, să îți proclamăm sfințenia și credincioșia și bunătatea, Doamne, care nu se sfârșesc niciodată. Mulțumim că
cădeți și pare ca am fi înconjurați de lucruri rele. De fapt, Tu ești Cel care ne înconjură și tot ce rău dispare, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că în prezența Ta tot ce rău dispare, nu poate sta nimic rău în prezența Ta. Și îți mulțumesc că prezența Ta este în noi, de aceea îți mulțumim că ne curățești, ne curățești zi de zi. Suntem ai Tăi, suntem fii și fiice ale Regelui și Tu ești Regele Regilor, Doamne. Vrem să înălțăm numele Tău peste viețile noastre, peste biserica noastră, peste casele noastre, Doamne. Vrem să proclamăm domnia Ta peste noi, Doamne. Pentru că Tu ești Cel care ne înconjoară casele, care ne înconjoară inimile, care ne înconjoară viețile, Doamne. Îți mulțumim! Îți mulțumim că ne-ai scos din întuneric și ne-ai pus în lumina Ta, Doamne. Îți mulțumim că ne luminezi și nu ne lași la fel cum am venit. Îți mulțumim așa de mult că ne convingi de păcat. Îți mulțumim că vrei să ne apropiem tot mai mult de tronul Tău, care este plin de har și de dragoste. Îți mulțumim pentru Fiul Tău, pe care L-ai dat ca jertfă, ca prin El să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Aleluia! Tu ești Rege și noi suntem ai Tăi. Îți mulțumim așa de mult. Haideți să cântăm cu puterea această cântare și să declarăm
acolo îl găsim, în mijlocul laudelor, în mijlocul mulțumirilor. Așa că haideți să formăm un buchet de flori de mulțumirile noastre ca și trup. Ești același și în trecut și în prezent și pentru totdeauna. Ne putem baza pe tine, putem încrede în tine, ești ca o stâncă. Mai
Vă spunem tuturor, bine ați venit în seara asta la Biserica Teofania. Ne bucurăm să fim aici împreună, ne bucurăm să ne chinăm lui Dumnezeu împreună. Chiar dacă suntem din mai multe locuri, chiar dacă e posibil să fim obișnuiți să ne chinăm în mod diferit, ne bucurăm să fim împreună pentru că avem același Dumnezeu și vrem să-L cinstim pe seara asta. Și de aceea ne bucurăm să fim aici. Și în mod special, un bun venit Cristinei și lui George și Sofiei, care se pare că au auzit. Și familiilor lor, ne bucurăm tare mult, suntem onorați, vă avem cu noi în seara aceasta și motivul pentru care unii dintre noi au venit în seara asta este chiar binecuvântarea Sofiei. Și ce interesant e că atunci când apare o viață nouă în lume, această viață are obiceiul de a ne încânta, de a ne da speranță, de a ne da bucurie. Și cred că toți care ați venit aici pentru binecuvântare sunteți atinși într-un fel sau altul de acest mister al vieții, în care Dumnezeu creează și, la același timp, creează prin oameni. Și spuneam mai demult cuiva, Dumnezeu ne ajută să-L înțelegem și unii dintre noi avem ocazia să-L înțelegem mai mult și mai corect când la rândul nostru devenim părinți. Pentru că de multe ori ne-e greu să înțelegem că cineva ne poate iubi în mod perfect, fără să merită. Și totuși, părinții omenești, iubesc copiii lor în mod complet. Și când aceștia merită, și când nu merită. Și dacă noi, ca și oameni, putem iubi așa de mult un copil, cu cât mai mult Dumnezeu, care e Dumnezeu, poate să iubească pe noi. De aceea, în seara asta, suntem aici ca să celebrăm viața. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă viață și a pus în om capacitatea de a crea viață. Și una din primele porunci din Geneza vine și spune, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Așa că, George, Cristina, felicitări că voi ascultați de porunca asta și Domnul să vă binecuvinteze ceea ce ați adus în viață de Sofia. Și dacă Dumnezeu de viață fizică și noi putem da viață fizică, în același timp Dumnezeu vrea să dea și viață spirituală. Și suntem aici înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a pus în noi această conștiență a cine e El. Această conștiență că Dumnezeu există. Și Biblia spune că Dumnezeu, în harul Lui, deși noi ca și oameni am păcătuit, ne-am îndepărtat, ne-am răzvrătit la un moment dat și s-a răzvrătit Avram. Ne-am răzvrătit și noi, la rândul nostru. Dar soția lui Dumnezeu pentru asta n-a fost să ne pedepsească pe veci, n-a fost să ne alunge din fața Lui, ci a fost să trimită pe Fiul Lui, care a venit între noi, a trăit între noi, dar a trăit perfect. L-a ascultat pe Dumnezeu în mod perfect și apoi Biblia spune că Dumnezeu a primit jertfa Lui, moartea Lui, ca prin ea să fim aduși la viață. Și la fel cum Sofia a fost adusă la viață de părinții ei, ne vedem că Dumnezeu vrea să aducă pe fiecare la viață spirituală reală. Să fie vii, nu doar fizic. Să fie vii spiritual. Pentru că altfel celor să la viață ne întâlnim aici într-o sală, să dedicăm un copil lui Dumnezeu, dacă n-am crede că Dumnezeu există. Și suntem aici pentru că noi credem că Dumnezeu există și că, dincolo de viața fizică pe care o dă, el de viața spirituală. Și, așa cum am cântat, Dumnezeu definește cine suntem noi. Ne uităm unii alții ca și oameni și avem diverse păreri. Ne evaluăm într-un fel și altul și câteodată corect și câteodată greșim. Dumnezeu spune că atunci când venim la El, când înțelegem harul Lui pentru noi, când înțelegem dragostea Lui pentru noi și când îl primim în viața noastră, ceva învie în noi. Duhul nostru este în viața de Dumnezeu. Și este acel Duh care, Biblia spune, strigă Ava, adică Tatăl. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Duhul nostru și Sfântul al Dumnezeu ca și Tatăl. Și dacă în seara asta suntem aici ca să celebrăm viața, suntem aici ca să celebrăm faptul că avem un Părinte perfect în cer. Și dacă ne închinăm cuiva și dacă avem motive să cântăm, să cântăm versuri care de multe ori par, nu știu cum să spun, par extreme și par radicale, le gândăm lui Dumnezeu, care e singurul care merită să primească închinarea noastră. Dacă nu ne închinăm Lui, ne vom închina altcuiva sau la un lucru.
Și în seara asta celebrăm aici viața și celebrăm că Dumnezeu ne dă viață fizică și ne dă viață spirituală. Dar viața spirituală Dumnezeu o dă atunci când noi decidem să ne întoarcem la El, să-L alegem pe El, să-L urmăm pe El și ne bucurăm că Dumnezeu ne caută pe fiecare dintre noi. Dar ce vreau doar să explic, ce vom face în momentul următoare, noi nu putem decide pentru micuța Sofia ce va fi ea în grește mare. Noi, în schimb, ne putem ruga pentru ea și pentru părinții ei. Deoarece ceea ce este Sofia, ce devine Sofia, va fi profund impactat de modul în care părinții ei își trăiesc credința în fața ei. Pentru că noi așa copiii fac ceea ce fac părinții, nu ce spun părinții. Și dacă ne vom ruga în seara asta, vom voi chema să ne rugăm pentru părinții Sofiei și pentru Sofia. Pentru că Harul Dumnezeu, Dumnezeu a decis să coboare prin părinți. Părinții sunt cei care reprezintă pe Dumnezeu în viața copilului. Copilul sunt de la părinți ca și la Dumnezeu. Și de multe ori ne formăm păreri despre Dumnezeu după cum îi vedem pe părinții noștri. Așa că nu vreau să pun presiune pe voi, deși tocmai am făcut-o. Dar speranța în Dumnezeu și chemarea pentru voi ca și părinți să fiți oameni care reprezintă pe Dumnezeu în mod corect față de Sofia. Asta e chemarea părinților. Că atunci când unui copil spui că există Dumnezeu, să zică, da, știu ce înseamnă Tată Bun, că l-am văzut. Știu ce înseamnă părinți bun, că l-am văzut. Și de multe ori întâlnim oameni pentru care e greu, așa de greu să înțeleagă ce înseamnă Dumnezeu perfect, un tată perfect, pentru că în mintea lor, tată înseamnă altceva. E bine, suntem aici ca să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute pe Cristina, pe George, să fie o familie care să reprezintă Dumnezeu de sfârșit. Deși eu vor face în mod imperfect, dar să facă asta cunoscut pe Dumnezeu perfect și să trăiască această cunoaștere și credință, pentru că e vorba de încredere, să trăiască în fața Sofiei. Și pentru că, spuneam Dumnezeu, în urma căderii noastre a decis să ne restaureze și a trimis un om pe Avram și a spus, toate semințile Pământului vor fi binecuvântate prin tine. Și a venit Iisus. Și în Iisus suntem cu toți binecuvântați, pentru că în Iisus primim din nou viață, viața veșnică. Suntem reînviați în Duhul nostru și suntem reconectați la Dumnezeu în Duhul nostru. Dar pentru că ne-am fost binecuvântați, Biblia spune că noi suntem cei care moștenim binecuvântarea. Și că suntem chemați, nu să blestemăm, ci să binecuvântăm. De aceea, cred că o caracteristică a ce înseamnă să fii creștin este să știi că ești un om care ești binecuvântat. Și în același timp ești un om care este chemat să dea binecuvântarea mai departe. Și cum o dai? Cu siguranță că prin fapte, prin cum iubești, prin cum trăiești. Dar cum o dai? Cuvintele contează. Pentru că lumea spirituală, ceea ce spunem noi, contează. Dumnezeu aude, lumea spirituală aude și de aceea binecuvântarea rostită este atât de importantă pentru că este o afirmație în lumea spirituală prin care noi afirmăm ceva, noi cerem ceva și Dumnezeu aude ceea ce cerem noi și Dumnezeu știe. Și nu-i pasă mai mult decât ne pasă nouă. De aceea, într-un fel, în seara asta, nici măcar nu așa despre noi care binecuvântăm un copil. Ce este despre Dumnezeu care vrea să dea binecuvântarea. Vedem în viața Domnului Iisus, vedem la copii și ucenicii ca niște oameni de treabă. Încercau de multe ori să îndepărteze pe copii, pentru că nu așa copiii deranjează aparent. Și ne se pare și aici, când copiii se plimbă prea mult, parcă vrem să ne asigurăm că nu deranjează lucrurile importante care le facem noi. Și Domnul Iisus spune, lăsați copiii să vină la mine. Și pot să vă spun, lăsați copiii să se plimbe, lăsați copiii să fie în biserică, e important să fie în biserică. Aia nu înseamnă să se plimbe peste tot, dar ideea e, Iisus primea copiii cu drag. Și de multe ori noi, ca și oameni mari și care facem lucruri serioase, părem parcă deranjează de copii. Și Iisus, când ucenicii vreau să-L protejeze pe Iisus de copii, spune, nu mă protejează de copii, eu vreau să binecuvântez copiii. Asta e modul în care credem noi. Și credem că Dumnezeu onorează așa de mult decizia noastră legată de viața noastră, încât nu ne forțează să ne alegem credința și nici măcar părinții nu pot alege credința pentru copilul lor. Dar părinții pot pune o sămânță sănătoasă despre ce înseamnă credință și Dumnezeu în viața copilor lor. Și de aceea suntem în seara asta aici, ca să punem, să ne rugăm pentru ei ca și familie, ca Dumnezeu să pună o sămânță sănătoasă de credință, de ascultare în ei. Așa încât Biblia spune că copiii dintr-o familie creștină sunt binecuvântați prin părinții care sunt credincioși. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi un om care transmite binecuvântarea lui Dumnezeu în jurul tău.
Asta e chemarea noastră. Așa că suntem onorați să facem asta cu voi. Suntem onorați să facem asta împreună cu voi. Și o chemare atât de frumoasă. Și ceea ce vrem să facem ca și biserică, Dumnezeu își învață poporul Israel la un moment dat în istorie să-și binecuvinteze poporul, să-și binecuvinteze copiii. Și vreau să știți, dacă studiu acest text în mod corect, nici măcar nu se referă doar la copii, se referă la întregul popor. Ne aplicăm asta la copii și bine face că aplicăm la copii. Dar am avut un moment, la un moment dat, și cred că am spus aici în biserică, am fost în Israel și am fost la o cină de Paște, într-o vinere seară, într-o familie de evrei mesianici. Și ceea ce făceau ei atunci era că, înainte să ia cină, se binecuvântau și în acea casă, obiceiul era ca bărbații să-și binecuvânteze soțiile. Și pentru că eram musafir, mi-au dat ocazia să încep eu. Și eu, ca și un român introvertit de treabă, m-am rugat scurt pentru soția mea. Și după aia, cei doi evrei care erau acolo, evrei creștini, erau acolo, au început să-și binecuvânteze soțiile cu citate din psalmi. Că, sincer, m-am simțit rușinat. Și am zis, cât de puțin binecuvântăm noi în jurul nostru, cât de puțin rostim Harul Domnului peste cei de lângă noi. Nici nu criticăm. Și suntem într-o perioadă în care avem poate frământări și bine că le avem. Și Dumnezeu vrea să avem discuții deschise. Dar întrebarea mea e, cât de mult suntem oameni de binecuvântări? Oameni care rostim Harul lui Dumnezeu peste oameni de lângă noi. Care ne iubim în ciuda faptului că putem avea păreri diferite. Care ne iubim în ciuda faptului că poate cântăm diferit. Care ne iubim în ciuda faptului că avem daruri diferite. Dar să spunem, Doamne, dă Har peste cel de lângă mine. Doamne, dă Harul Tău și cunoașterea Ta. Și fața Ta să lumineze peste ei. Cea mai mare binecuvântare e să cerem ca Dumnezeu să-L vadă pe cel de lângă noi și cel de lângă noi să-L vadă pe Dumnezeu. Și fața Lui să strălucească. Și asta vom cere în seara asta. Ca Sofia să fie o fată, o femeie, peste care însuși fața Lui să strălucească, să fie un om care umblă cu demnitate pentru că știe fața cu iubire. Asta e miza. Pentru că dacă n-ai lucrul ăsta, ce vom face ca și oameni? Că ne vom construi propria identitate. Și ne vom mândri cu ce avem, cu pe cine cunoaștem, cu ce scrie pe cartea de vizită, cu ce realizăm în lumea asta. Și sunt toate lucruri care trec. Dar cine e cunoscut de Dumnezeu trăiește în veci. Și asta-și dorim pentru familia lor. Așa că ne vom ruga, dar să ne rugăm, vom rosti binecuvântarea. Și pentru început îi rog pe părinți să vină aici în față și rog biserica să se ridice cu noi în picioare. Vom rosti binecuvântarea și vreau să-l chem din timp și pe Marcel și pe Alin, ca și președintele bisericii. Și la fel, pe bunicul Sofiei, pe domnul Rafa, îl rugăm să vină aici cu noi în față. Și împreună ne vom ruga, după ce rostim binecuvântarea, pentru Sofia. Și ceea ce vă rog, așa cum știți, este, după ce închei fiecare binecuvântare spunând numele ei, Sofia, toată biserica să spună Amin. Pentru că spune Amin înseamnă așa să fie. Înseamnă că suntem de acord și înseamnă că împreună rostim binecuvântarea asta ca și biserică peste Sofia. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește la Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copilul Israel și să ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Sofia Rafa. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine Sofia Rafa. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Sofia Rafa. Amin. 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 Așa să fie. Hai să ne rugăm acum pentru Sofia și nu numai pentru ea, pentru familia ei, pentru părinții ei. Ca ceea ce cu Dumnezeu în ea și în ei să continue. Amin. Doamne bun,
doresc să-ți mulțumesc, Doamne, pentru frumusețea vieții pe care tocmai o ilustrezi înaintea noastră prin Sofia. Doamne, Tu ești Cel care binecuvintează, de aceea doresc să cer binecuvântarea din mâna Ta peste Sofia. Te rog în primul rând, Doamne, să o binecuvintez cu părinți care se tem de Tine. O binecuvintez cu părinți care ajung să Te cunoască într-un mod profund și personal. Să o binecuvintez cu părinți capabili să croiască cărări drepte cu picioarele ei, lor, pentru ca ea să știe că trebuie să mută din această lume. Fă-i un model, Doamne, un model în lumea aceasta și în societatea aceasta. Dar niciunul dintre noi nu putem fi model în lumea aceasta doar dacă Te luăm pe Tine ca model. De aceea toarnă această binecuvântare în viața lor, tot mai consistent. Doamne bun, aș vrea să Te rog pentru Sofia să faci un izvor de înțelepciune așa cum este în mână. Și pentru că înțelepciunea nu poate izvori decât din cunoaștere de Tine, vreau să Te rog, Doamne, în dreptul acestei fetițe, să îi dai harul să întâlnească cu Tine de timpuriu și să-i dai înțelepciunea și priceperea să Te leagă pe Tine, să Te cunoască într-un mod profund. Ne fie ca lumea care ea pășește să fie mai bună pentru că ea este acolo, ca și un om care Te cunoaște pe Tine. De aceea, Doamne, fie ca societatea în care, imediat în care Tu te pune, să poată vedea în ea o binecuvântare. O binecuvântare care devine un canal a binecuvântării dinspre Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că resursele sunt în Tine. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce Tu vei aduce în viața acestui copil, prin harul Tău și prin bunătatea Ta. Amin. Părinte Ceresc, recunoaștem că Sofia Maria este un dar, o binecuvântare din partea Ta și o primim ca atare. Îți mulțumim că ești Domnul și Stăpânul vieții. Îți mulțumesc pentru George și Cristina, Doamne, care și-au plecat în rugăciune ființele lor de atâtea ori înaintea Ta. Dar astăzi, Doamne, vin în fața Ta cu o rugăciune deosebită ca Tu să o binecuvintezi pe Sofia Maria. Te rog să-i dai binecuvântarea Ta, Doamne, numele Tău să fie peste ea, Doamne. Să-i dărești sănătate, să o ajuți, Doamne, să se dezvolte în mod armonios, din punct de vedere fizic, Doamne, emoțional și mental. Fie Duhul Tău, Doamne, peste ea. Îți mulțumim că Tu ești acel care binecuvintezi, Doamne. Dar recunoaștem că binecuvântarea nu e suficientă și că nu ține locul mântuirii. Te rog să ne binecuvintezi familia în întregime, să-L binecuvintezi și pe George și pe Cristina. Dar mai presus de binecuvântări, Doamne, ajută să experimenteze, să rămână, Doamne, mântuirea Ta. Te rog pentru lucrul acesta. Mă rog, Doamne, pentru Cristi și Alexandra, mă rog pentru Cuscrimei, pentru Nicoleta și Cătălin. Fie harul Tău și îndurarea Ta, Doamne, peste noi toți. Îți mulțumim pentru această ocazie. Îți mulțumim pentru frații care slujesc în locul acesta. Fie umplerea cu Duhul Sfânt, Doamne, văzută în comportamentul nostru, în trăirea noastră. Pentru toate, Doamne, îți mulțumim și Te slăvim în numele Domnului Iisus. Doamne, Te mai rog pentru Sofia Maria, pentru familia noastră, pentru toți cei prezenți, Doamne, când vor veni ispite și încercări din partea celui rău. Doamne, Tu să ne păzești de foc și apă, de accidente, de dezastre naturale. Îngerul Tău, Doamne, îl chem protector, sângele sfânt a Domnului Iisus, peste Sofia Maria, peste noi toți. Îți mulțumesc și Te slăvesc, Doamne, fie îndurarea și harul Tău în viața noastră. Amin. Doamne,
Tu ești singurul care poți binecuvânta cu adevărat. Și îți mulțumim pentru asta. O aducem pe Sofia înaintea ta, Doamne, și îți cerem ca tu, cu mâna ta cea bună, să o binecuvintezi. În același timp, Doamne, știu că deciziile ei vor conta să rămână binecuvântarea ta. Și mă rog pentru decizii înțelepte. Și, Doamne, unde altundeva înțelepciunea decât la tine? Tu ești singur înțelept, Tată. De aceea, Doamne, mă rog pentru părinții ei să privească la tine și să învețe de la tine, să-și crească fiica în înțelepciune, în frică de tine, în dragoste, în prezența ta. Mă rog să învețe din modelul tău, să fie părinți înțelepți. În altă parte, Doamne, mă gândesc unde altundeva e înțelepciune decât în Hristos, Fiul tău. Și dacă îl ratăm pe Iisus, de fapt nu suntem înțelepți. De-aia mă rog, Doamne, pentru Sofia să aibă un moment întâlnirii cu Hristos. Să priceapă jertfa Lui, să-și dedice viața Lui ție, ei ție. Dar mă rog asta și pentru părinții ei. Doamne, intersectează-te cu ei, te rog. Ajută să te cunosc, ajută să te iubească. Produ-Tu nașterea din nou în viețile lor, în fiecare. Și, Doamne, unde altundeva e înțelepciune dacă nu la Duhul Tău cel Sfânt? Duhul Tău, un Duh de înțelepciune. Fie ca Duhul Tău să coboare peste Sofia, peste întreaga lor casă, să-i binecuvinteze, să-i călăuzească, să-i îndrume, să le arate calea, să le dea înțelepciunea aceea care vine de sus, care e pașnică, ușor de neînplecat, să pună relații bune între ei, să fie un model pentru Sofia. Mulțumim, Doamne, și te rugăm, Doamne, atinge-te de ea, de trupul ei, de sufletul ei, de Duhul ei. Doamne, noi recunoaștem că viața și tot ce bun, Doamne, vine din tine. Și stăm acum în seara asta să îți mulțumim, Doamne, că ești bun. Că dincolo de ce simțim, câteodată dincolo de ce zic alții, Doamne, știm că ești bun. Și, Doamne, afirmăm, Doamne, că tot ce e bun, Doamne, te alegă din ea, ca și sursă. Doamne, ne te-am rugat pentru Sofia, Doamne, mă rog pentru casa lor, Doamne, și mă rog, într-un loc pentru George. Doamne, fii ca Duhul Tău să fie peste el, să-l călăuzească, să-l conducă tot mai mult la Tine, să-l crească, Doamne, ca și un soț bun, ca și un tată bun, Doamne, și să fie un om care să o călăuzească pe Sofia către Tine. La fel Tău și pentru Cristina, Doamne, mă rog ca harul Tău să fie peste ei. Mă rog, Doamne, să le crești credința, să le crești, Doamne, bucuria în Tine, să le dai, Doamne, maturitatea tot mai mult în Tine, Doamne, și fie, Doamne, să își asume și să umple cu Tine. Și, Doamne, fie ca Sofia să crească într-o casă în care Tu ești înălțat. Doamne, ne rugăm pentru Sofia, Doamne, și fie, Doamne, ca harul Tău să fie peste ea, Doamne, peste trupul ei, Doamne, peste mintea ei, peste inima ei, Doamne, peste Duhul ei, Doamne. Doamne, fie ca Tu, Doamne, să îi trezești Duhul, Doamne, la Tine. Să știe că o iubești, să știe că o vezi, să știe că îți pasă, Doamne. Și, Doamne, ne rugăm pentru ea și pentru părinți, Doamne, să fie înțelegeri care extindă împărăția Ta, care sunt o mărturie pentru alții, care, Doamne, duc bucuria Ta și harul Tău și pacea Ta rândămat. Doamne, fie ca Tu să fie onorat în casa lor, Doamne, și îți mulțumim pentru ceea ce Tu faci, Doamne, îți mulțumim că, Doamne, Tu ne cauți pe fiecare în parte, îți mulțumim că Tu îi cauți și pe ei, și îți mulțumim, Doamne, că îți răspund. Și ne rugăm, Doamne, ca, Doamne, harul Tău, Duhul Tău să rămână peste ei, să-i pățească, să-i crească, să-i sfințească. Și a Ta să fie slavă, Doamne. Să fie noastră ca și biserică, în numele Domnului Iisus. Amin. De Dumnezeule, îți mulțumesc pentru binecuvântările extraordinare pe care ne-ai dat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Sofia Maria. Îți mulțumesc pentru Cristina. Îți mulțumesc că atât ei cât și Sofiei le-ai purtat.
purta de grijă. Ai fost alături de el, Doamne, în spital. Îți mulțumim că ai avut grijă să nu existe complicații. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familiile noastre, pentru părinții mei, pentru părinții Cristine, pentru educația pe care mi-a dat-o. Te rog, Doamne, să-mi dai înțelepciune, să fiu un soț bun, un tată bun. Ajută-mă, Doamne, să-i dau învățăturile necesare Sofiei, astfel încât să se ghideze în lumea asta coruptă și murdară. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot. Amin. 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 Ne bucurăm tare mult să fim parte cu voi la momentul ăsta, George și Cristina. Și în timp ce mă rugam, am avut un gând, și acum vi-l spun. Că de multe ori Dumnezeu face mai multe minuni în același timp. Și ce cred că viața fizică e o minune. Viața spirituală, cum am zis, e o altă minune. Și în timp ce ei deveneau părinți fizici, deveneau în același timp și copii al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face asta în ei. Și credem slavă lui pentru asta. Și ne bucurăm să fiți cu noi. Și știm că ai emoții, George. Apreciem. Sincer, n-am avut de... Cred. N-am avut de gând să te pun să te rog să nu te stresezi prea tare, dar ne bucurăm tare mult că te-ai rugat. Și ca Domnului să fie slavă și El să fie înălțat între noi și în seara asta. Amin. Putem ocupa locurile. Și de felul în care Dumnezeu face să se întâmple lucrurile și cum El controlează totul, cum El este în controlul tuturor lucrurilor și este suveran. Urmează să continuăm închinarea noastră prin mesajele pe care le vom auzi astăzi. De fapt, prin mesajul pe care îl vom auzi astăzi, vorbit de Petru și de Adi, așa că vă invit să veniți amândoi să ne rugăm pentru voi. Este important ca ceea ce spun ei să fie de la Dumnezeu pentru inimile noastre. Să fim atinși și cu inima străpunsă de Dumnezeu în urma mesajului lor. Doamne, ne bucurăm de cuvânt. Ne bucurăm de faptul că avem Scriptura. Și că avem asemenea bărbați în biserica noastră, așa cum este Petru, așa cum este Adi, oameni cărora Tu le-ai dat darul să ne învețe și să ne vorbească. Vă rog ca umplerea Duhului Sfânt să fie în ei, ungerea Duhului Sfânt să fie peste ei, să vorbească cu putere, să vorbească cu har, să vorbească de la Tine. Amin. Bună seara! Mă bucur foarte mult să fim împreună și astăzi. Și înainte de a începe, vreau să vă spun că sunt extrem de încurajat de discuția purtată în a doua parte a întâlnirii de săptămâna trecută. Și sunt extrem de recunoscător pentru Teofania, pentru liderii ei. Însă, și pentru noi toți, desigur. Însă, un lucru am învățat foarte bine săptămâna trecută, că este nevoie de multă rugăciune ca să descoperim bogăția Harului Lui Dumnezeu și a planului Său cu noi. E nevoie să investim intenționat în relație cu El, ca să-L cunoaștem îndeaproape. Și seara aceasta, de fapt, este un context foarte bun de cunoașterea Lui Dumnezeu. Pentru că vom continua seria mesajelor de sub ciclul Să învățăm de la Iisus. În seara aceasta vom aborda o altă virtute. O să fac asta des, cer scuze. În seara aceasta vom aborda altă virtute care, odată conștientizată, interiorizată, asumată prin fapte în fiecare zi, are un potențial enorm
și extraordinar de a deveni o valoare care să lucreze, să construiască și să formeze în noi caracterul Cristic, caracterul lui Hristos. De ce discutăm despre valori? Pentru că valorile validează caracterul. Cum vom face în seara asta? E bine, vom încerca să descoperim o fațetă a relației între Dumnezeu și noi. Și poate suntem mai obișnuiți să-L vedem pe Dumnezeu ca Tată, ca Creator, ca judecător, dar poate că se vorbește mai puțin despre Dumnezeu ca prieten. Dumnezeu, prieten. Și în seara aceasta, provocarea este să parcurgem împreună de la Geneza la Apocalipsa, pentru că Sfânta Scriptură este un tot unitar, așa că nu o să stăm într-un singur loc, ne vom uita în toată istoria Binecuvântării și vom surprinde în istorie momente în care Dumnezeu își face prieteni. Apoi vom merge la modelul lui Iisus și vom vedea ce s-a schimbat și de ce a fost nevoie ca Iisus să vină. Așadar, în seara aceasta vom încerca să răspundem la câteva întrebări. Cum pot deveni eu prieten cu Dumnezeu? De ce este important pentru El? De ce este important pentru mine? Ce presupune asta? Ce califică prietenia cu Dumnezeu? De ce este diferită față de alte prietenii? Cum prietenia poate să devină o valoare asumată? Nu doar o lozincă. Și ce impact are asta asupra mea? În mijlocul oamenilor, în mijlocul colegilor, în mijlocul familiei, în mijlocul societății. Însă, înainte de a merge la modelul lui Iisus, pentru că seria tematică se numește Să învățăm de la Iisus, așadar ne vom uita și în seara aceasta la modelul lui Iisus, de acolo vom învăța. Înainte de asta, aș vrea să mergem un pic la începutul istoriei ca să vedem cum a intenționat Dumnezeu să arate relația dintre El și om. Prietenia dintre El și om. Dintre El și noi. Și mergând în spațiul din Eden, acolo unde Dumnezeu a lăsat lucrurile așa cum a intenționat El inițial să le lase, unde totul era perfect, unde nu era păcat, unde planul lui Dumnezeu era perfect, flawless, fără cusur. Surprindem o relație între Dumnezeu și om definită de sinceritate, de simplitate, de intimitate, o relație apropiată, o relație bazată pe comuniune, pe comunicare directă, neconstrânsă, fără dogme, fără religii, fără regulamente, în afară de unul. Fără agende secrete, fără planuri nedescoperite, fără condamnare. O relație bazată pe inimi aliniate. Însă, mă întreb, cum a răspuns omul prieteniei lui? E bine, dacă stai să te gândești, e o întrebare stupidă, pentru că e relația perfectă, adică nu lipsește nimic de acolo. Dă împlinire, dă semnificație, dă identitate, dă bogăție. Cum adică, cum a răspuns omul prieteniei lui? Prieteniei cu Dumnezeu. Totuși, omul a răspuns cu neascultare. Unei prietenii perfecte. Și neascultarea în ochiul lui Dumnezeu a însemnat trădare irreversibilă, ireconciliabilă și iremediabilă a prieteniei perfecte. Neascultarea însemna păcatul care a dus sfârșitul acestei relații, aducând condamnare, punând un zid între om și Dumnezeu, un zid despărțitor. Prin neascultare s-a rupt podul de legătură între Dumnezeu și om. Totuși, dacă este să mergem mai departe, parcă îl surprindem pe Dumnezeu cu inima sângerândă, căutând să-și facă prieteni dintre oameni. Pe
Pentru că asta este relația pe care și-a dorit-o tot timpul. O relație de prietenie. Îl surprindem pe Dumnezeu căutând de-a lungul istoriei să-și facă prieteni și totuși Scriptura menționează un grup foarte, foarte restrâns de oameni din Vechiul Testament care acoperă mai mult de două treimi din întreaga Sfânta Scriptură. Deci putem să spunem că pe majoritatea timpului istoriei doar puțini oameni au devenit prieteni al lui Dumnezeu. Îl regăsim pe Moise și despre Moise se spune că Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Îl regăsim pe David, care este chemat om după inima sa. Pe Daniel, om prea iubit de Dumnezeu. Dar întrebarea se ridică, de ce e atât de greu să devii prieten cu Dumnezeu? Pentru că prietenia cu Dumnezeu este exclusivistă, cu multe rigori, greu de atins. Ea cere dedicare totală. Ea cere subordonarea vieții, implicare plenară cu toate resursele, cu toată ființa. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată, porunca din tâi. Apoi, poate cel mai important, prietenie cu Dumnezeu înseamnă ascultare. Neascultare înseamnă ruperea prieteniei. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi și mai încolo, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge greul, mustul și un de lemn, adică bogăție. Dar ca să ajungi să fii numit prieten cu Dumnezeu, trebuie să mai ai și o inimă neprihănită. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Mă voi împrieteni cu el. Și apoi găsim scris, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. O inimă neprihănită. În ciuda căderii și a trădării, Dumnezeu și-a căutat prieteni de-a lungul istoriei. Dar sunt foarte puțini și vreau să mergem un pic la Avram. Și când citesc despre Avram, punându-mi acești ochelari în care să stau să văd, să-l cântăresc pe Avram dacă a fost sau nu prieten cu Dumnezeu, îl regăsesc în Geneza, unde scrie despre el, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Apoi Isaia spune, dar tu, Israel, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară îndepărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Apoi în Iacov, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte? Astfel s-a venit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i-a socotit, și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Așadar, Avram parcurge un drum lung de la rob la prieten al lui Dumnezeu. Dar ce îmi spun mie toate astea când, de fapt, eu trebuie să vorbesc și noi trebuie să ne uităm la modelul lui Iisus? E bine, ceea ce aș vrea să scot în evidență este că prin puterile noastre nu putem să devenim prieteni cu Dumnezeu. Și vreau doar să foarte succint, să ne gândim cât de meticulos, cât de greu și cât de apăsător era pentru oameni în vechime să se apropie de Dumnezeu. Nu puteau să se apropie direct de El, ci printr-un preot, care nu putea să intre în prezența lui Dumnezeu decât o dată pe an. Și nu oricum, ci trebuia să se pregătească cu săptămânile sau cu lunile și dacă intra nepregătit, dacă nu avea o inimă neprihănită, era mort. Dumnezeu îl omora. Pentru că rigorile, normele, standardele erau de neatins. Prin neascultare, omul a rupt podul de legătură cu Dumnezeu. Și nu mai putea să stea în prezența Lui. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi venit Iisus. Pentru că în Iisus toate lucrurile au căpătat sens. În El s-au împlinit orânduierile și sărbătorile și toată pregătirea și toate jertfele. Pentru că El a făcut totul perfect și El ne-a deschis o nouă dimensiune în care putem și suntem invitați să devenim prieteni cu Dumnezeu. Pe lângă obiectivul de a aduce mântuire în lume,
Iisus a venit să restabilească, să restaureze relația de prietenie între oameni și Dumnezeu. Dar mă întreb, de ce a căutat Iisus imediat să-și facă prieteni? De ce a fost o prioritate pentru el? De ce în cadrul ăsta? De ce n-a putut să se rezume strict la rolul de învățător? La un office undeva, unde te duci și ceri consultanță? Acum e la mod. De ce și-a făcut prieteni? Pentru că prin prietenie, oamenii se transformă, se influențează. Este contextul unde inima și mintea se antrenează și se aliniază. Cum a făcut-o? A făcut-o sincer, intim. A avut 12 oameni în care a investit. 3 i-a ales să fie mai aproape. A făcut-o sincer, intim, interesat, implicat. El a făcut primul pas. El s-a dus spre ei. El ne-a iubit mai întâi. Și a învățat ce înseamnă prietenia. Și poate că textul cel mai bogat și cu cea mai mare densitate este acesta. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este o dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și a ajuns acolo. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, cu alte cuvinte, dacă ascultați de mine. Nu vă mai numesc robi. Nu mai suntem robi. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Ci v-am numit prieten. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. De ce nu poate să fie între rob și stăpân o relație de prietenie? Într-un singur motiv. Acolo e vorba de ierarhie. Acolo e vorba de statut. De criterii. Pentru că între rob și stăpân există un zid care nu poate fi demolat. Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Eu când am nevoie de ceva, mă duc mai întâi la prieteni. Apelez la prieteni. Și asta spune și Iisus. Orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Să mergeți la Tatăl ca la cel mai bun prieten. Pentru că asta este relația pe care Dumnezeu a intenționat-o încă de la început. Și mergând prin Scriptură, putem să identificăm foarte bine trei elemente extrem de importante pentru Iisus în construirea modelului de prietenie. El a pus accent pe intimitate. Pentru că prietenia este o relație intenționată și transformațională cu un număr mic de oameni. E greu să te împarți cu 50, cu 20, cu 10 și cu 5. A avut 12 apostoli, însă a petrecut mai mult timp și a investit mai mult în trei dintre ei. O relație intenționată și transformațională. Dacă nu este așa, nu e prietenie. Și nu și-a ales oameni care să-l aprobe. Prietenia nu înseamnă să te înconjori cu oameni care te aprobă, care gândesc la fel. Aprobarea, într-adevăr, este cea mai de valoare monedă în relații. Însă nu-i vorba despre asta. Ci s-a conjurat cu oameni care au aceleași căutări, aceleași frământări. A investit în ei capital de încredere. A văzut în ei potențialul, binele. A investit în ei știind încă de atunci și riscând. Riscând, făcând asta. Știind încă de atunci că îl vor părăsi. A avut curaj să facă asta. A împărțit cu ei cele mai adânci gânduri și emoții. S-a bucurat și a plâns cu ei. Cu toate că de multe ori aceștia erau într-o altă parte. Aveau alte interese. Erau acolo din alte motive. Inima lor era în altă parte. I-a învățat în intimitatea cu el că prietenia este cadrul în care se manifestă și se amplifică dragoste, altruismul, jertfa,
zidirea, creșterea spirituală, bucuria, împlinirea și, în ultimul rând, iertarea și restaurarea. Tot în intimitate. I-a pregătit pentru a le delega misiunea de a merge până la marginile pământului și a vesti Evanghelia. Și le-a dat curajul, le-a dat curajul să-și dea viața pentru el. Asta înseamnă intimitate, prietenie. Apoi, îmi place foarte mult cum comunica cu cenicii lui. Și îmi place foarte mult ideea că s-a întrupat, a venit om, a venit ca noi, să comunice cu noi, prietenește. De la gură la gură. Acum, prieteni, am noi să cu Dumnezeu. S-a făcut om să portuiască cu noi, ca să putem să ne împrietenim cu El. Le-a vorbit neîncetat despre Dumnezeu. Le-a mustrat. I-a mustrat de multe ori. A fost dur cu ei. Dar i-a mustrat cu dreptate. Plin de adevăr. Ca să le îndrepte inima spre Dumnezeu. Motivația lui nu a fost să fie popular printre ucenicii lui și printre oamenii cu care împărțea ziua. Motivația lui era să îndrepte inima către Dumnezeu. Era mai important sufletul lor decât supărări de moment. Ifos, nazuri. Le vorbea cu inimă bună, smerită. Căuta mereu să construiască punți, poduri, legături. Căuta mereu să se împrietenească cu scopul de a investi în cei care erau însetați după adevăr. I-a învățat că ascultarea îi face prieteni și neascultarea îi îndepărtează de Dumnezeu. I-a învățat să răspunde cu ascultare prietenie cu ei. I-a învățat să fie dedicați, să slujească, să caute inima neprihănită a Tatălui. Sunt oameni în care Hristos a investit și au avut un impact global și după mii de ani istoria nu poate decât să aprobe că Hristos, că prietenul lui Hristos au avut un impact global. Slujire. Le-a spălat picioarele, s-au umilit ca să învețe puterea și valoarea slujirii. Le-a fost loial în slujire, dedicat, i-a împuternicit și motivat să slujească și ei, la rândul lor, pe cei care erau în nevoie, să vindece bolnavi, să aline văduvele și orfanii. A investit neîncetat în ei și profita de fiecare ocazie să învețe câte ceva, să le apropie inima de Dumnezeu, să le construiască caracterul. Pe lângă obiectivul de a duce mântuire în lume, Iisus Hristos a avut și acest obiectiv de a restabili relația de prietenie între oameni și Dumnezeu. El a transformat rigorile sau rigoarea unui statut privilegiat exclusivist, greu de atins, cu norme imposibil de realizat. Cele 10 porunci, ritualurile, îmbrăcămintea preotească, templul, sărbătorile, toată imaginea aia care era sufocantă, apăsătoare, niciodată nu poți să ajungi la Dumnezeu. Despre asta era vorba. De-aia a lăsat Dumnezeu atâtea legi și atâtea rigori. O metaforă care s-a împlinit în Hristos, care a deschis calea relației cu El. Prin Hristos ne putem împrieteni din nou cu Dumnezeu. A transformat relația într-un spațiu cald, intim, de la inimă la inimă, unde oamenii pot să-și verse sufletul și să-și îndrepte inima spre Dumnezeu. Testul prieteniei ultim, testul final, testul prieteniei îl califică pe Hristos ca cel care a adus soluția de restabilire a relației. S-a dus la cruce, acolo unde, deși părăsiți de prietenii lui și părăsiți și de Dumnezeu, și-a asumat toată vina pentru prietenii lui și pentru noi, și tot păcatul, și toate bolile, și toate condamnarea. Prin ascultare, dedicare și o inimă neprihănită, împlinim toate aceste lucruri pentru noi. Și locul nostru. Aduceți aminte zidul care era între om și Dumnezeu? E bine, acel zid a fost demolat. Și perdeaua din templu s-a sfâșiat. Și avem cale liberă prin Hristos. El a fost singurul care a dărâmat zidul care bloca relația între om și Dumnezeu.
învierea Lui reprezintă reconstrucția podului de legătură între Dumnezeu și om. Prietenia cu Dumnezeu. Iisus ne provoacă să învățăm de la El cum să fim prieteni cu Dumnezeu. Fiind dedicați, ascultând, căutând neprihănirea. Cu inimă curată, în intimitate cu El, slujind și comunicând cu El ca la început. Mie mi se pare o veste extraordinară. Să pot să fiu prieten cu Dumnezeu meu. Și la asta suntem chemați. Foarte provocator modelul Domnului Iisus. Și parcă greu de realizat, de trăit, de însușit. În seara asta aș vrea să răspund legat de prietenie la trei lucruri, la trei idei. Primul este legat de a identifica cine erau prietenii lui Iisus. Al doilea este să răspund la întrebarea de ce ar trebui să avem prieteni. Și al treilea, ce putem face săptămâna asta concret în legătură cu relațiile noastre. Sper să reușesc. Aș vrea să încep cu chestia asta, cu această întrebare pe care mi-am pus-o și pe care vreau să o lansez în seara asta. Cine erau și cum arătau prietenii lui Iisus înainte de înviere? Haideți să vedem. Vreau să vă provoc să faceți un exercițiu de imaginație, să-i punem, să zicem, pe toți 12 aici și să începem cu câțiva din ei, nu îi luăm pe toți, dar vreau să începem cu câțiva din ei. Altfel spus, biserica noastră se întâlnește pe grupuri mici, în general, sau biserică în case, sau cum vreți să-i spunem. Și întrebarea este, vreau să spunem în felul următor, cum arăta grupul de casa lui Iisus? Care era cea mai gravă sau cea mai frecventă sau cum vreți să spunem, problemă în grupul de casa lui Iisus, la ucenici? Competitivitatea care ducea la... Eu vreau să știu un lucru. Ceartă. Pe ce se certau? Cine să fie cel mai tare? Dacă vă uitați, este o temă care se petrece ciclic între ucenici în grupul de casa lui Iisus. Fie că sunt în Samaria, fie că sunt în Galileea, fie că sunt în Iudeea, ei vreau să știe cine e cel mai mare. Cine va fi cel mai mare. Și nu întâmplător poate avem în mijlocul nostru un model de copil. Și am avut o binecuvântare. Pentru că Domnul Iisus trebuia să răspundă la întrebarea asta. Și după ce stingea această problemă, începeau discuțiile profunde. Și atunci începea să apară caracterul lor. Și haideți să-i luăm un pic. Să vedem ce spune Scriptura despre caracterul lor. Hai să începem cu Natanael. Natanael era unul dintre ucenici. Și el intră pe scenă, undeva sub un smochin. Apare Filip apare și îl întreabă. Probabil au început discuția, ce faci Natanael? Și plin de bucurie, noi am găsit pe cel despre care vorbesc Moise, profeții și așa mai departe. Acum, înainte să mergem la răspunsul lui Natanael, aș vrea să vă întreb câți dintre voi nu sunteți născuți în Cluj? Foarte fain, bine ați venit în Cluj, nici eu nu sunt născut în Cluj. Și când Natanael îl întreabă pe Filip, pe cine a găsit? El îi spune, am găsit pe Iisus din Nazaret. Și reacția lui Natanael care este? Yay, asta e ce trebuie. Hai să mergem, hai să vedem. Nu. Ce zice Natanael? Din Nazaret? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Din Oltenia? Poate ieși ceva bun din Oltenia? E din Someșeni. Ce să-i faci? Gândiți-vă ce ar însemna să începeți un grup mic cu Natanael. Am văzut că sunteți foarte mulți care nu v-ați născut în Cluj.
Omul ăsta era genul de om care punea etichete în funcție de zona unde te nășteai. Dacă erai dintr-o zonă, poate că erai superior, poate nu. Scuze. Ok, haideți să mergem mai departe. Cum arăta grupul mic al lui Iisus? Hai să luăm pe Iacov și Ioan. Cum? Care era porecla lui Iacov și al lui Ioan? Fiii Tunetului. Probabil că pe tatăl lor îl chema Domnul Tunet, nu? Nu! Pentru că asta era temperamentul lor. Erau niște oameni temperamentali care se manifestau ca atare. Dacă vă aduceți aminte, există o situație în Scriptură în care Domnul Iisus, împreună cu ucenicii, vor să vină din Galileea să meargă la Ierusalim. Acum, între cele două provincii, între Galileea și Iudeea, era o provincie care se chema Samaria. Iar iudeii nu se înțelegeau deloc cu samaritenii. Și ca să nu dea nas în nas cu ei sau să nu-i vadă, să nu treacă prin zona respectivă, preferau să o ia pe după Iordan, prin Iordania de astăzi, să ocolească în jur de 40 de kilometri, numai ca să nu meargă prin țara, prin provincia asta numită Samaria. Totuși Iisus, destul de îndrăzneț împreună cu ucenicii lui, aleg totuși să meargă prin Samaria. Și ghișe, atâta cale, trebuia să noteze undeva. Trimite pe cineva ca să pregătească un loc unde să doarmă, iar samaritenii respectiv au spus că ei nu-l primesc pe Iisus. În contextul ăsta apar cei doi fii ai Tunetului și spun: Iisus, dă-te un pic la o parte, că nu vrem să te ardem și pe tine, să te rănești, pentru că noi vrem să poruncim să se coboare foc din cer peste acest samariten. Nu-i ficțiune, este realitatea oamenilor din grupul de casa lui Iisus. Înainte de înviere, da? Și Iisus trebuie să-i mustre și să zică: oameni buni, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți? Câți dintre voi ați vrea să aveți prieteni ca Ioan și Iacov? Oare a greșit Iisus? Uite, sunt câțiva, vă felicit. În realitate, nu știu cât suntem de interesați de așa ceva. Gândiți-vă cum s-ar manifesta când voi ați supărat pe ei. Și acești fii ai Tunetului, dacă mergem mai departe, îi găsim undeva aproape de intrarea în Ierusalim, iar Iisus le spune în felul următor: eu voi intra în cetatea asta și voi fi biciuit și voi fi dat pe mâna oamenilor și voi fi crucificat. Și știți ce fac cei doi? Acești fii ai Tunetului. O iau pe mama lor de mână și se duc la Iisus și le spune: am o rugăminte la tine, Iisus, mama. Se duc cu mama. Vreau ca ei să stea la stânga și la dreapta. Adică vreau ca ei să fie cei mai mari în împărăția respectivă. Acesta era comportamentul lor. Haideți să mergem mai departe cu grupul de casa lui Iisus. Exista un tip pe care îl chema Levi. Levi făcea parte din categoria vameșilor. Vameșii erau oamenii care erau considerați departe de Dumnezeu. Erau în categoria vameși, păcătoși, prostituate și așa mai departe. Și era o altă categorie a fariseilor, a cărturarilor, a oamenilor învățați, care păzeau legea, care încercau să atingă standardele Dumnezeu. Și într-o zi, Iisus se întâlnește cu omul ăsta și spune: Levi, vină după mine. Poate că pentru noi astăzi lucrul ăsta nu mai înseamnă mare, nu are oarecare semnificație. Un om a fost chemat într-o misiune. Dar pe vremea aceea, chemarea a fost șocantă. A fost șocantă pentru farisei și cărturari, pentru că ulterior Levi, plin de bucurie, a dat un ospăț. A dat o petrecere de rămas bun. Și farisei și cărturarii considerau pe oamenii ăștia atât de păcătoși și atât de parte de Iisus, încât n-au îndrăznit să intre la ei în casă. Pentru că ei considerau oamenii ăștia păcătoși. Imaginați-vă că acești cărturari încercau să vorbească cu Iisus, să-L certe că de ce se apropie de cărturari, de vameși și păcătoși, și să dea afară, în curte, la intrare, la poartă. Imaginați-vă scena. Că strigau la Iisus sau la ucenici și certau: cum te îndrăznește învățătorul?
să stea la masă cu genul ăsta de oameni, să se însoțească cu genul ăsta de oameni. A șocat pe cărturașii farisei, a șocat pe ucenici. Gândiți-vă, ucenici să dea la poartă să intre, a intrat la petrecere și imaginați-vă pe Ioan vorbind cu Petru, intre, bă, nu intru, nu știu. Cine știe câte jertfe trebuie să avem, să ducem, că ne însoțim cu oamenii ăștia. Gândiți-vă la reputație. Și mai departe l-a șocat inclusiv pe Levi această chemare. Și știți de ce? Pentru că Levi se simțea departe de Dumnezeu. Pentru că Levi știa că era pe buzele rabinilor. Iisus era unul din rabini. Și pe buzele rabinilor era folosit în pilde, nu ca să vorbească de cât de buni sunt ei, ci Levi era în general în partea rea, în poveste. Adică Levi se spunea, rabinii când vorbeau spuneau ceva de genul: ai grijă cum te comporți ca să nu ajungi ca Levi. Ai grijă cum mănânci, ai grijă să nu furi, ai grijă cum te îmbraci ca să nu ajungi ca Levi. Ai grijă cât te rogi în fiecare zi ca să nu ajungi ca Levi. Și Iisus dă la o parte toate prejudecățile, pentru că El vrea să fie prietenilor. Prietenul oamenilor păcătoși. Și Levi este chemat acolo. Și putem să-i luăm pe rând, pe mulți. Putem să luăm, nu știu, pe Petru, un om impulsiv, care face lucruri și zice lucruri și apoi să se gândească. Putem să luăm pe Toma, care era un sceptic convins. Da? Toată lumea spunea, noi l-am văzut pe Iisus, 7 zile am încercat să-l convingă pe Toma. Noi l-am văzut pe Iisus, după înviere. Și Toma ce zice? Era genul de om care spunea, da, și marmota învelea ciocolata în staniol. Era genul clasic de sceptic. Și Iisus îl invită și pe el. Și lista continuă în grupul lui Iisus. Era Simon, zelotul. Știți ce erau zeloții? O grupare de oameni care vreau să răstoarne Imperiul Roman. Fain, super. Erau niște naționaliști extremiști. Cu alte cuvinte, în vremea noastră. Iisus avea așa ceva printre prietenii lui în grupul de casă. Ca să nu mai vorbim de Iuda, contabilul. Nu am nimic cu contabil, slavă Domnului, pentru ei, că altfel nu știu ce ne-am face. De ce am trecut prin toată povestea asta? Pentru că eu cred că povestea lor este povestea noastră. Pentru că Iisus, așa cum a vrut să fie prietenul lor, cu toate defectele lor, cu toate trăsăturile de caracter nepotrivite, a vrut Iisus să-și petreacă timp cu ei și să fie prietenul lor. Și a chemat pe toți la sine și le-a zis: de azi înainte, așa cum ne-a zis și Petru, nu vreau să vă mai numesc robi. De azi înainte sunteți prietenii mei din două motive. Pentru că eu v-am ales și al doilea motiv este că v-am făcut cunoscut toate cuvintele Tatălui meu. Acestea erau criteriile pentru care oamenii ăștia se calificau în a fi prieteni cu Iisus. Și Iisus continuă și spune: știți ce? Nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul lui. Și asta voi face eu. Și voi lua asupra mea toate păcatele voastre, toate defectele voastre de caracter, toate bolile voastre, toate defecțiunile voastre, toate interesele voastre greșite, le voi lua asupra mea, spune Domnul Iisus, și voi muri pe cruce pentru voi. Și după ce voi face lucrul ăsta, vă dau două porunci. Una este că trebuie să păziți poruncile mele ca să fiți prietenii mei. Și a doua, vreau să vă iubiți unul pe altul, așa cum v-am iubit eu. Pentru că cine este iubit, poate să iubească. Cine n-a primit dragoste, foarte greu, poate să iubească. Și astfel Domnul Iisus reușește, prin ceea ce a făcut cu prietenii lui, să restabilească
legătura de prietenie cu care sau despre care ne vorbea Petru, că s-a rupt în grădina Edenului. Și invitația aceasta este pentru fiecare dintre noi. Ca să fim prieteni cu Dumnezeu. Spunea Petru că foarte mulți oameni au eșuat în relația de prietenie cu Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament. Și foarte puțini au fost cei care au reușit să fie prieteni cu Dumnezeu. Și ceea ce face Iisus în seara aia, cum spunem noi, Joia Mare sau la cină, este să facă o invitație. Pentru că din momentul respectiv, toți oamenii pot sta de vorbă cu Dumnezeu, dacă cred în jertfa Fiului Său. Toți oamenii pot avea acces la prietenia directă cu Dumnezeu. Așa cum Moise vorbea gură către gură, așa fiecare dintre ei și fiecare dintre noi astăzi putem avea acces. Așa cum Avraam a fost numit prietenul Dumnezeu, fiecare dintre noi putem fi numiți prietenul Dumnezeu. Să mergem mai departe. De ce să avem prieteni? Și sunt multe motive, dar aș vrea să mă opresc numai la trei. Primul motiv pentru care cred că ar trebui să avem prieteni este că am fost creați să avem prieteni. Am fost creați să ne bucurăm de relații. Dacă ne ducem în grădina Edenului, îl vedem pe Adam, un om construit perfect, trăia într-o lume perfectă și avea o relație extraordinară cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la el și spune că nu e complet. Oare de ce? Nu-l împlinea Dumnezeu sau lucrurile din jurul lui? Aparent așa este. Dar realitatea nu este asta. Realitatea este că Adam a fost creat după chipul și imaginea lui Dumnezeu și a fost construit ca să aibă relații. Și Dumnezeu a văzut că Adam are nevoie de relații și a creat-o pe Eva. Ai nevoie de relații ca să fii împlinit. Pentru că așa, dacă îmi permiteți, ăsta e softul cu care am fost creați. Un al doilea lucru, pentru care cred că ar trebui să avem prieteni, este că prieteniile vindecă oameni. Nu! Știu că sună uneori ciudat, pentru că deseori prieteniile îmbolnăvesc oamenii. Și noi avem o vorbă românească, spunem cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Dar s-a demonstrat științific că oamenii care au relații apropiate trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși. Există un verset în Scriptură, Iacov, care este fratele Domnului Iisus, zice așa în capitolul 5, cu versetul 16. Așadar, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Dacă vrei să obții iertare, trebuie să te rogi la Dumnezeu. Și El îți va da iertare. Dacă vrei să obții vindecare, trebuie să stai cu oameni în jurul tău. El îți va da și vindecarea. Dar acesta este cadrul în care Dumnezeu setează vindecarea ta și vindecarea mea. Ai nevoie de oameni care să stea aproape, ai nevoie de oameni atunci când treci prin pierderi grele în viața ta, atunci când treci prin suferință, atunci când ești dependent de ce vreți voi, pentru că este mult mai ușor să treci prin dependențe atunci când dai socoteală unor oameni, atenție, de încredere. Și un verset frumos din Galateni spune: purtați-vă poverile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Legea care spune să vă iubiți unii pe alții așa cum v-ai iubit. Un al treilea motiv pentru care merită să ai prieteni, pe lângă faptul că ai fost creat așa, pe lângă faptul că poți fi vindecat așa, este legat de creștere spirituală. Nu poți crește spiritual dacă nu ai prieteni.
ci vreau să citesc un singur verset pe care Pavel îl adresează oamenilor din Roma și spune așa: că ștânjesc să vă văd ca să vă fac parte de vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră, pentru ca atât voi, cât și eu, să fim încurajați în același timp, voi prin credința mea, iar eu prin credința voastră. Cine crede că poate să crească singur spiritual, eu cred că sunt șal. Este genul în care Dumnezeu a gândit comunitatea. Și aș vrea să merg la al treilea punct. Ce putem face săptămâna aceasta în legătură cu prieteniile noastre? Îl rog pe David să pună o imagine. Oamenii care studiază genul ăsta de relații spun că ar fi ideal să avem o structură de genul ăsta în viața noastră legată de prietenie. Trebuie să avem 1, 2, maxim 3 prieteni intimi. Trebuie să avem prieteni apropiați și trebuie să avem oameni cu care ne relaționăm, prieteni obișnuiți sau nu știu cum să le zic. Și aș vrea să te întreb, cum arată cercurile în viața ta? În mod practic. Poate că sunt unii care au eu-ul undeva aici și celelalte cercuri într-o parte. Sunt alții care au eu-ul și ceilalți prieteni, care este prieten cu toată lumea, dar nu este prieten cu nimeni. Și în seara asta, dacă ești în orice situație, nu știu, eu zic că merită să ne evaluăm relațiile. Să vedem pe unde mai sunteți cu prietenii, având în vedere și beneficiile pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața noastră atunci când avem prieteni. Dacă ai prieteni intimi, poate că merită, auzind mesajul ăsta, să-ți evaluezi. Prietenii influențează într-un mod radical viața pe care o trăim, valorile, felul în care trăim. Și poți să-ți evaluezi prietenii cu trei întrebări, acești prieteni intimi. Primul este să te gândești dacă prietenii te încurajează spiritual. Sau încurajează creșterea ta spirituală. Noi gândim încurajarea mai mult legată de compliment. Ce bine arătați, ce frumos te-ai îmbrăcat, ți-ai vopsit părul bine. Asta nu este încurajare, este complimentare. Și un asterisc, mare grijă la oamenii care te lingușesc. Din diverse motive. Fugi cât poți, spune cartea Proverbelor. Prietenii care te încurajează sunt prietenii care îți asigură suport, care te ajută să ai încredere și care îți dau speranță. Un al doilea mod prin care poți să-ți evaluezi prietenii în timp este legat de felul în care acești prieteni te ascultă. Ați trăit vreodată acest sentiment că vorbești cu oamenii și ei parcă se gândesc cu totul la altceva? Soția mea pățește lucrul ăsta cu mine. Tot Iacov spune că ar fi ideal să fii încet la vorbire și grabnic sau cât mai rapid să asculți. Grabnic la ascultare. Oare cum sunt prietenii tăi la capitolul ăsta? Iar a treia modalitate prin care poți să te evaluezi, cred că cineva mi-a încurcat foile. Scuze?
este legat de prietenii care te provoacă să gândești. Și vreau să dau un singur verset aici, din Proverbe, Cartea Proverbelor, care spune așa. După cum fierul ascunde fierul, tot astfel și omul însuși îl face mai ager pe semenul său. În funcție de cum oamenii te provoacă, îți crește nivelul, oricare ar fi el. Că este intelectual, că este profesional, că este relațional, că este în căsnicie sau cum dorești să-i spui. Ce poți face săptămâna asta? Prima oară, fă-ți o listă cu prietenii tăi și gândește-te cum arată ei în viața ta. Și dacă poți, evaluează-i. Al doilea lucru pe care poți să-l faci este să-ți propui să faci o listă cu caracteristicile sau calitățile pe care le dorești de la prietenii tăi intimi. Ce anume te aștepți sau cum ai vrea să fie prietenul tău? Și știi ce fă? Fii tu acel prieten. Pentru că Domnul Iisus spunea lucrul ăsta, că tot ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în toată aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Dacă vrei să împlinești Scriptura, gândește-te la ce te aștept de la un prieten și fii acel prieten. Poate după modelul Domnului Iisus pe care l-am auzit astăzi, în intimitate, în comunicare, în slujire. Secretul în a-ți face prieteni este să fii interesat, nu interesant. Este să fii interesat, nu interesant. Uneori vrem să ne câștigăm prietenii prin ceea ce suntem sau credem că suntem. Realitatea este că ne facem prieteni atunci când ne interesăm de ceea ce sunt ei. Porunca Domnului Iisus rămâne aceeași. Rămâneți în iubirea Domnului Iisus atunci când voi și când eu îi iubim pe cei din jurul nostru. Pentru că iubindu-i pe oamenii din jurul nostru aduce multă roadă. Și roada rămâne. Și aș vrea să ne rugăm în seara asta și aș vrea să mă rog pentru relațiile noastre, pentru că relațiile noastre au un impact profund atât în ceea ce privește pe Dumnezeu, cât și în ceea ce ne privește pe noi. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că ai ales să fii prietenul nostru și că ai venit din cer, acolo unde nu-ți lipsea absolut nimic. Și ai coborât în viața noastră, pe planeta asta, ca să ne arăți inima Tatălui. Îți mulțumesc că ai venit să restabilești această prietenie și crezând în jertfa Ta, Doamne, putem să fim din nou prietenii Tăi. Îți mulțumesc pentru modelul pe care ni l-ai arătat, în felul în care ai petrecut timp în intimitate cu ucenicii, dar și cu noi, în felul în care ai comunicat și în felul în care ai slujit ucenicii până la capăt, Doamne. Mă rog să trăim și noi modelul Domnului Iisus și să iubim pe cei din jurul nostru. Mă rog să ne ajut să iubim oamenii. Mă rog să ne dai o dragoste autentică, așa cum Tu ne-ai iubit pe noi, Doamne. Te rog să ne ajuți să ne evaluăm prieteniile, Doamne. Mă rog pentru prieteni intimi, profunzi în viața noastră, Doamne. Mă rog ca ei să ne ajute să te cunoaștem mai bine. Mă rog să avem curajul să dăm la o parte prieteniile care ne încurcă, care ne distrug, relațiile toxice. Mă rog să aduci vindecare în viața noastră prin prietenii noștri, Doamne. Și mai mult decât orice, mă rog să ne ajuți să avem o relație profundă cu Domnul Iisus,
care este cel mai bun prieten care a existat vreodată. Și îți mulțumesc că El există și că ne caută și vrea să dezvolte o relație cu noi. Amin. Vine în minte un verset care zice: nu vă mai numesc robi, ci vă numesc cu prieten, dacă faceți tot ce vă poruncesc eu. Avem un exemplu așa de frumos, așa de bun, prin Domnul Iisus Hristos, să învățăm de la El. Cum să fim prieteni pentru oamenii din jurul nostru? Luați exemplul Lui și puneți în aplicare. Comportați-vă cu cei din jurul vostru, nu cum El se comportă cu alții, ci cum se comportă cu voi. Pentru că asta este măsura pe care El o cere de la noi. Nu e întotdeauna iertați cum iert alții, iertați cum alții vă iartă pe voi, dați cum vă dau alții, faceți cum vă fac alții, iubiți cum vă iubesc alții. Măsura este iertați cum vă iert eu. Măsura este dați cum vă dau eu vouă. Măsura este faceți altora cum vă fac eu vouă. Iubiți pe alții așa cum vă iubesc eu. Vreau să continuăm închinarea noastră prin cântare și prin darurile noastre de bunăvoie, prin banii noștri. Înțelegem în felul acesta și aplicăm faptul că Dumnezeu ne binecuvintează, ne dă sănătate, ne dă forță de muncă, ne dă joburi, ne dă putere și în felul acesta îl binecuvântăm pe El. Colecta aceasta, strângerea aceasta sau chinarea prin bani este în mod special pentru biserică, pentru cei ai casă. Știm că în seara asta avem mulți musafiri și nu vrem să punem nicio povară pe dumneavoastră. Nu trebuie să participați, dar să nu vă simțiți obligați din punctul ăsta de vedere. Este în mod special pentru cei ai casă. Dar înțelegem că în felul acesta ne chinăm lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați, să ne dezmărțim puțin și să cântăm următoarea cântare în timp ce ne închinăm și cu banii noștri, prin rugăciunea noastră, prin cântarea noastră, prin vocea noastră și apoi o să mai urmeze încă ceva anunț.
te văd în țăr, în mine ta nu cântă. Lumele te văd în țăr, în mine ta nu cântă. Lumele te văd în țăr, în mine ta nu cântă. Lumele te văd în țăr. Programul va fi unul mai scurt, așa încercăm să ne limităm tot la o oră ca și program, ca apoi să putem intra în adunarea generală și să putem discuta anumite aspecte importante legate de bunul mers al Bisericii Teofania. De asemenea, 6-7 GLS-ul, nu? 6-7 martie GLS-ul. Vă încurajăm pe toți cei care puteți să mergeți acolo la GLS să vă înscrieți. Nu știu dacă mai sunt locuri. Mai sunt, ok? Deci, dar vă încurajăm să vă înscrieți. Pentru cei care doresc, 19-21 martie este o conferință a Bisericilor Misionale, organizată de Missio Dei și alte biserici din această